Continuăm, doamnelor și domnilor. Eu deja m-am inspirat de la următoarea noastră invitată, care a reușit în 2 minute să-mi povestească atâtea lucruri interesante. Următoarea noastră invitată este Viorica Atanasov-Tăbărță, ca să-i pronunț tot numele. E o premieră, niciodată n-am fost și Atanasov și Tăbărță simultan. Ei, uite, la noi ești, Viorica. Bine ai revenit. Viorica este profesoară de canto, probabil unul dintre numele cele mai cunoscute de la noi când vorbim despre profesor de canto. În timp, da. În timp, nu, fără falsă modestie. Într-adevăr. Ia amploare munca mea și nu pot să spun că nu mă bucură. Mă bucură foarte mult faptul că când copilul meu se duce la muzică, dar mama ta e profesoară de canto și una bună. Evident că eu sunt fericită, pentru că e rezultatul muncii mele de ani, de mai peste 10 ani deja de când am revenit în Moldova. Tot asta fac. Și Viorica, cine a fost prima ta profesoară de canto? Uite, chiar prima mea asta. Profesoară de canto a fost Ileana Osoianu, cea mai mare dintre surorile Osoianu. Eu am făcut folclor la greu, 5 ani doar. Cred că cu adevărat ar fi corect să spun că prima mea profesoară a fost Maria Tănase. Cu toate că n-a stat am făcut online. Da. Eu includeam picupul și ca și toți copiii care încep să cânte, eu am cântat prin imitație. Și toate Mariile, Cârneci, Ciobanu, Maria Bieșu. Ani mai târziu am ajuns să mă și jurizeze, să mă pupe, să-mi spun. Deci noi am fost o generație foarte fericită în acest sens, pentru că toate modelele de pe care noi învățam erau școlite. Maria Tănase a făcut conservatorul la Paris, canto academic. Și nu existau accidente fericite de pe TikTok. Nu exista autotune-ul și atunci toți de pe care noi am preluat vocile erau voci reale, cizelate, lucrate. Și în acest sens, imitația, pentru că asta e prima fază a învățăturii, da? În cazul unei meserii, pentru că cântatul este o meserie, a fost foarte fericită în epoca în care eu copilăream și foarte nefericită în perioada postmodernă. Da? Actualmente e foarte greu, pentru că autotune-ul se folosește și live și atunci acea emisie pentru acel tip de voce, pe acea notă, de fapt este imposibilă, dar copiii trăiesc în iluzia că vreau să cânt ca Adele acea notă. Da? Ceea ce aduce la foarte multe accidente. Da? Și frustrări, cred că și nemulțumiri. Frustrarea e una dintre repercusiunile de lungă durată, de bătaie lungă, dar imediat aduce la dăunarea coardelor vocale. Apropo, da, Verica, ai putea să ne explici mai multe lucruri, mai multe, iată, asemenea, accidente care se pot întâmpla cu corzile vocale ale copiilor dacă nu se antrenează așa cum trebuie? Atunci când vorbim de accidente, în primul rând nu vorbim doar de copii. Da? Cel mai des pacienții foniatrilor sunt profesorii și mai ales educatorii de grădiniță. Da? Dacă fiecare mămică acum, dacă se gândește, eu am făcut la grădinița unde copiii mei erau atunci, am făcut masterclass-uri de, și le-am învățat să strige pe diafragmă. Am empatizat foarte mult, pentru că de fiecare dată copiii sunt foarte activi, foarte gălăgioși și este imposibil ca să te audă, pur și simplu să se îmbrace, să se încalțe, trebuie să ai un volum al vocii. Și atunci foarte multe dintre colaboratoarele grădiniței aveau răgușeală cronică și înțelegi foarte bine că chiar dacă ei merg la foniatru și foniatru pentru moment rezolvă problema, foniatru este medicul specializat în coardele vocale, aparatul vocal pe total, problema lor este de practică, în realitate, de cum impostezi vocea și cum o pui pe diafragmă. Pentru că femeile nu respiră corect de la natură. Noi suntem unicile mamifere care nu respirăm abdominal din cauza evoluției. Noi ne-am ridicat în două picioare și a trebuit sarcina să o ducem în picioare. Și atunci am evoluat, dar involuat în cazul vocii, pentru că dacă respiri în piept,
cum respiră femeile normale, nu actrițele, nu cântărețele, nu speakerii, per total. Trebuie să respiri și nu ai cum împinge. Da. Și atunci cu fetițele avem 2 luni de stabilire a unui reflex pe cum respir, care e ceva absolut. Da? Și cu asta începe. De exemplu, ție ți-aș corecta modul în care respiri. Da, da, păi eu respir siguranță. De aici. Eu aici nu mă duc. La mine cu siguranță, da, da, cu siguranță. Și atunci vocea poate servi, iată, eu am 7-8 ore pe zi și dacă nu ajung acasă să fac și teme după, în voce, a doua zi din nou sunt în, și eu lucrez și cu tenor, și cu baș, și cu bariton, și cu soprane foarte acute, și cu contralto, ceea ce este foarte solicitant cu fiecare, mă duc în registrul lor. Dacă aș face asta incorrect, aș rămâne cu o voce capricioasă ca a mea, pentru că eu am o voce hibridă. Ne ducem într-un domeniu care e foarte vast și îmi place mie foarte mult. Da? Sunt vocile, tipajele voci, de voci clasice, soprano lirică, soprano... Deci, pentru Republica Moldova este mai caracteristică tipul de voci medii și acute, dramatică. Și sunt vocile hibride care au, de exemplu, eu sunt soprano sfogato, Maria Callas ar fi cea mai renumită. Eu am o bucată de registru de la altul liric și o bucată de soprano dramatic. Și atunci vocea e capricioasă în sensul că atunci când trebuie să unesc aceste două registre, dacă nu ai tehnică vocală, colapsezi. Se întâmplă acele kicks-uri, rupturi de voce. Mie mi se pare fascinant și cât, mie. Dar, eu care nu mă pricep absolut deloc, dar mi se pare fascinantă câtă tehnică și câte reguli, știi, câte reguli există în a cânta. Există, am făcut un masterclass cu un profesor de canto din Franța, profesor de bel canto care a studiat la același maestru cu Pavarotti. Și o prietenă de-a mea e căsătorită cu el și mi-a părut fascinant să pot să profit de această ocazie pentru studenții mei, după care am deschis Facebook-ul și am invitat toată lumea. Și a nimerit acolo o tante care, nu știu, sincer vorbind, absolut accidentală era ca figură, dar era o figură, care în momentul în care am invitat și medicul foniatru, anume pentru că îmi pare foarte important să discutăm malpraxisul în tehnicile de canto și în predarea tehnicilor de canto, pentru că e foarte răspândit, e o temă foarte dureroasă. Și bătrânica respectivă s-a zis că voi speriați aici copii, păsările cerului cântă, și deci, la care doamna foniatru de la operă a rămas mască, pentru că nu e chiar atât de simplu. Copiii au voci foarte firave. Mutația e o perioadă foarte complicată și acum, în comparație cu perioada când am intrat eu, de exemplu, la colegiu, la canto academic, se făcea doar de la 16 ani. Uh-huh. Pentru fete, 18 pentru băieți, când vocea e formată. Nu total. Și noi până la 18 și ei abia la 21 au vocea finală, matură. Dar acum produsul pe piață este foarte tânăr. Ariana Grande are 30 de ani și tot arată ca una de 16, pentru că ea, dacă ar arăta ca una de 30, nu ar mai vinde. Da? Și vocea e păstrată infantilă, cu toate că ea e o cântăreață cu potențial mare. Da? Ar fi putut să cânte altfel. Dar produsul este foarte tânăr. Da? Justin Bieber, cum a trecut de 16, nu a mai vândut. Și atunci copiii încep să cânte de foarte devreme. În realitate, întotdeauna s-a cântat și în Biserica Catolică acum 200 de ani s-a cântat foarte devreme, dar nu se studia. Și aici vine un paradox. În coruri s-a cântat întotdeauna, dar tehnică vocală nu s-a predat. Viorica, am auzit atâtea lucruri interesante în dialogul ăsta, în ceea ce ai spus acum. Malpraxis în tehnicile vocale, asta e, cred că merită să vorbim despre asta. Pentru că mă doare atât de mult. Da. Înțeleg, când înțeleg. Trebuie, în loc să învăț un copil să cânte frumos, trebuie să corectezi erorile altor profesori 2 ani și abia după aia, când foaia e îndreptată și reflexele se corectează. Dacă vine după 5 ani de canto greșit, îmi ia cam 2 ani să corectez. Iată, la Vioară e exact același lucru. Viorica, mulțumim foarte mult pentru că ai trecut pe la noi astăzi. Mulțumesc pentru invitație.
mi s-a părut foarte interesant și o să aș vrea să mai abordăm aceste subiecte. Te bucur din tine, simt. Da, da. Mulțumesc tare mult. Și o să vin la niște exerciții ca să ne rezolvăm modul în care eu respir. Te-am prins. Gata, ne-am înțeles. Ne vedem. Mulțumim tare mult, Viorica. O să